La finalul anului 2018 s-a reușit alocarea primilor bani de la Ministerul Tineretului și Sportului pentru investiții în Complexul Sportiv Național la Scărpană din Baia Mare, în vederea realizării studiilor de fezabilitate. În acest an, bugetul Ministerului s-a dublat și sunt prevăzuți doar pentru 2019 peste 18 milioane de lei ca investiții în Complexul Național Sportiv la Scărpană. În anul 2019, a arătat Cosmin Butuza, se va renova hotelul Sport din Baia Mare, investiție care este prevăzută la suma de 2 milioane de euro. Alte reparații capitale urmează să fie făcute la bazinul de înot descoperit, la vestiarele, grupurile sanitare și la sistemul de climatizare al sălii polivalente, la vestiarele și sistemul de iluminat ale bazinului de înot acoperit, la complexul de cazare și cantină Stibina. Tot pentru anul 2019, Ministerul Tineretului și Sportului a prevăzut ca investiții în Maramureș realizarea unei săli de sport, structură ușoară de 300 de metri pătrați, precum și finalizarea documentației tehnico-economice pentru stadion atletism. Alte active fixe prevăzute ca investiții pentru anul 2019 privesc dotări la sala de forță a bazinului olimpic acoperit, la sala de forță a sălii polivalente, la sala de forță a stadionului de rugby, un sistem de cronometraj la bazinul olimpic, despărțitoare pentru piscine, dar și bloc starturi pentru competițiile de înot. Toate investițiile sunt blocate în acest moment de președintele României, Klaus Iohannis, care a atacat legea bugetului de stat la Curtea Constituțională. Personal dau asigurări că atâta timp cât voi fi secretar de stat, voi continua să lupt alături de administrația județeană și de administrația locală pentru a continua investițiile în domeniul sportului în Maramureș și în Baia Mare, indiferent de piedicile care îmi vor apărea în cale, a spus Cosmin Butuza.